Domnilor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua! Bună ziua! Oameni buni, întreaga echipă emisiunii, vreau să vă mulțumesc că ieri ați fost alături de noi și ne-ați făcut lider de audiență. În ultima perioadă se întâmplă acest lucru foarte des. Inimioarele Luciucă merg către toate doamnele și domnișoarele și, bineînțeles, salutările noastre către toți cei care se uită la emisiunea noastră. Zi de zi, vă mulțumim, încercăm să vă bine dispunem, încercăm să fim aici la dispoziția telespectatorului. S-a plăcut ciuca asta? Oh. Perfect, de la 3 la 5 în fiecare zi de luni până vineri, vă mulțumim. Suntem și pe Instagram la marutelinsejosaronprotv.ro. Concluzia e simplă, oameni buni, întreaga echipă a emisiunii vă mulțumește. Doamne ajută, mergem mai departe. Astăzi este ziua internațională a lui El, Peggy, Bud și Kelly, ziua lui Sișu și Puia și ziua Adamșilor. Dar este și ziua noastră. V-am băgat puțin în ceață? Eram sigur. Pentru că vreau să mă fac puțin mai înțeles, nu este numai ziua familiei Bundy sau ziua La Familia sau ziua familiei Adams. Este ziua internațională a familiei astăzi. Iar noi, și aici vă includ și pe dumneavoastră, dragii mei telespectatori, nu suntem doar o echipă de 10, ci o familie extinsă. Pentru că noi considerăm că dumneavoastră cei de acasă ne sunteți verișori, verișoare, nepoți, bunici, surori, nu? Cumnată, cumnați, mătuși. Așa, păi ne petrecem după amiaza împreună, suntem o mare familie. Exact. O mare familie, dar ciucă tot singur e, bă, băiatule. Așa că hai să trăim până își face exact cum ziceam ceva mai devreme și ciucă o familie. Lasă, ciucă, că o să fie bine. Rezistăm aici în această sufragerie frumoasă, care sperăm să vă facă după amiaza mai plăcută. Bă, dar ce poezi sunt azi. Și tot apropo de familie, haideți să o conducem pe Olimpia Melinte, oameni buni. Frumoasa Eliza, din serialul Vlad, pe urmele copilăriei, unde, printre altele, a trăit momente emoționante alături de familie. Vreau să priviți. Bine ai venit la Iași! Bine te-am găsit, draga mea! Mă bucur foarte mult că avem ocazia să parcurgem un pic traseul copilăriei mele și am început cu pădurea, pentru că eu am copilărit aici. Am pregătit un picnic astăzi. Da! De ce? Pentru că pe aici veneam foarte des și cu familia, dar mai ales cu prietenii mei din copilărie. Mâncam pe malul lacului, vă povesteam și, în ultimul rând, pescuiam. Oh, văd că ai adus și undița, deci astăzi și pescuiem? Sunt foarte pregătită. Aici am învățat să not, m-a învățat fratele meu aici, acum mi-am amintit, că aici am învățat să not. Așa. Și n-a fost o experiență foarte plăcută, pentru că aveam să mă nec la un moment dat. Și am mai venit aici pentru momente neplăcute și... Și când l-am pierdut pe tata și de fiecare dată când vin în Iași, dacă nu sunt aici, sunt la noi acasă pe malul lacului Doroban și simt că el e foarte aproape de mine când sunt aproape de locurile astea. Adică îl simt peste tot. Când l-ai pierdut pe tata? Pe tata l-am pierdut anul trecut. E puțin timp încă rana e deschisă, dar așa e viața. Cred că ochii, mâinile, mișcările, toate au legătură cu tata. L-am crescut cumva într-o mare admirație pentru el. Tata era un pescar, doamne, dacă ar fi fost el azi aici să vadă vremea asta și lacul, cred că prindea la pește. Pescuim și noi astăzi? Pescuim, sigur. Olimpia își amintește cu drag că atunci când era mică, tatăl ei îi dădea pe post de undiță un băț și că niciodată nu-i dădea mulineta lui. Dar ei îi plăcea și stătea ore întregi în fața lacului. Poate să prindă și ea un peștișor. Astăzi, după mai bine de 15 ani, actrița devine pescar pentru o zi. Dar cum hrană pentru pești nu a luat, se va descurca cu ce va găsi. A, uite o râmă. Ia. O iau? Păi da, tu te pricepi mai bine. Ia, uite-o. Așa. Ia să vedem noi. Mai știi? Nimerești? Eu cred că știu. De nimerit, sigur nimeresc. Așa. Așa. Și acum ar trebui să nu agăs pe cineva. A? Hai, Olimpia. Sunt gata? Da, hai. Eu sunt, hai. Nu, ceva nu e bine. Ruma a rămas tot acolo. Ruma a rămas acolo și
Asta, da. Nu? Eu da. Nu știu, eu n-am pescuit niciodată, ia. Da, cred că mulineta nu merge. Dat fiind că nu ne-a ieșit prea bine misiunea fir întins, am zis mai bine să lăsăm pescuitul deoparte și să facem un picnic precum făcea Olimpia în copilărie. Pe vremea aceea, masa la iarbă verde avea mai multă savoare dacă fura de prin grădinile vecinilor câte o roșie, un castravete, un ardei. Și nu, nici cireșele nu scăpau tefere din copacii vecinilor. Ce însemnau picnicurile astea pentru tine? Asta era bucuria de a fi cu mama, cu tata, cu toată lumea și mi-a povești. Până la vârsta de 7 ani, Olimpia a locuit la bunicii ei, părinții fiind mai mereu plecați la serviciu. Astăzi, în acea casă, mai locuiesc fratele geamăn al tatălui ei, pe care ori de câte ori îl vede, simte că își vede părintele și verișoara ei. Iar de strada care se află în fața casei, o leagă amintiri care mai de care mai amuzante. Ăsta e dealul eternității, pentru că duce spre cimitirul Eternitatea. Și am foarte multe amintiri legate de treaba asta, pentru că atunci când eram mică, mă auzeam fanfară sau claxoane, ca la mormântare, ieșeam imediat pentru că vreau să vedem cine a murit. Era curioasă? Da, eram foarte curioasă. Dar de fapt, pentru noi bucuria era că primeam colaci cu olivă și bani, cum se dă la mormântare, pentru că se aruncau bani și culegeam și pe urmă eram foarte încântați. Astea sunt scările pe care de câte ori le văd, e foarte amuzant că curaj. Deci aici ai stat. Scările astea când eram mică le vedeam enorme, mi se părea imposibil să le urc fără să nu mă julez sau să mă împiedic. Hey. Bună ziua! De unde vii, Eliza? Vai, dar ce mi-e dor, Oli! Pinuța mea! Vă știți, vă cunoașteți? Bună! Pentru mine sunt, cred că, cele mai frumoase amintiri la bunici. Făceam o grămadă de năzbâtii. Eu țin minte, la un moment dat, erai cu mine când am dormit în cușca câinelui? Da! Cum așa? Amândouă ne-am dat câinele afară din cușcă. Am intrat amândouă în cușcă și culmea că după vreo 10-15 minute au apărut părinții mei, au venit să vadă ce fac fetele la bunici. Fetele erau în cușca câinelui. Tot așa au făcut, da. Și în casă, cotrobăiau peste tot și au pus mâna pe bijuteriile bunicii. Și cu un ciocan le-au luat și pe toate, le-au luat și le-au ciocănit și le-au bândănit ca să poată să intre pe degețele. Uite. Aici sunt, da. Recunoști care și cum e? Păi ăsta e tata cu zâmbetul șurubăț, normal. De aici e tata. Da. Nana nu seamănă foarte mult cu tata, în special la ochi. Eu când mă uit în ochii lui, sunt ochii tatălui meu. Locul cel mai iubit pentru Olimpia, ori de câte ori se întoarce la Iași, este casa părintească. Curtea plină de verdeață de pe malul lacului, unde mama o așteaptă mereu cu brațele deschise. Făcea foarte multe pozne. În primul rând, ce mi-aduc aminte era faptul că eu veneam din tură de noapte obosită și ea o găseam îmbrăcată cu toate rochiile mele bune de nuntă și cu pantofii mei rujată. Îți place mama de mine, eu eram, am spus, Olimpia, lasă-mă și pe mine, te rog frumos, 2 ore, atât, 2 ore să dorm că sunt frântă. Dar din oră în oră venea și mă pieptăna. Dumneavoastră mai aveți încă un copil? Bogdan este, deci unul alb și unul negru, așa s-a nimerit. Cum se înțelegeau în copilărie? Eram ca șoarecele cu pisica, nu... Îl puram. El mă pura pe mine, eu îl puram pe el. Era așa tot timpul un conflict din ăsta între noi. Aici este... De la nuntă. Nunta dumneavoastră. Da, nunta noastră. La ce vârstă v-ați căsătorit? Destul de în vârstă, la 24 de ani. În vârstă? Da! Pentru mama, nu știu, se aștepta la... Deci la 24 de ani eram deja înnebunită că nu mă mai ia nimeni. Deci eram disperată. Fratele meu e preot, el m-a cununat, el mi-a botezat copilul. Cum a fost să te căsătorească chiar fratele tău? A fost foarte emoționant pentru că, pe lângă faptul că e preot,
e, în ochii mei, e tot adolescentul, copilul, cel care m-a învățat să not, cel care m-a învățat să merg pe bicicletă. Cum a fost pentru dumneavoastră să o vedeți la casa ei căsătorită? Eu mi-am dorit foarte mult. Ei plecau la București, deci plecau în necunoscut, ca doi prieteni și eu nu am conceput decât să meargă căsătoriți. Da.